Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Bărbați vs. Femei, alături de prea... drăguța mea colegă Bianca. Mulțumesc! Îmi place mult outfit-ul tău, Bianca. Chiar este, dă un aer foarte fresh, să zic așa. Mulțumesc, dragul. Și tu ești foarte fresh astăzi. Știu, mulțumesc. Te-ai odihnit, da, că în ultima perioadă. Da, foarte mult odihnit. Dar nu este despre mine această emisiune, această ediție. Este despre invitata noastră specială, frumoasă, talentată, carismatică. Cum vreți voi. Sunt sigur că o cunoașteți foarte, și foarte tu bine, o cunoști. Dar și eu o cunosc chiar de la începuturile ei, aș putea să mă laud, să zic așa. Astăzi stăm de vorbă cu nimeni alta decât Dodo, Lina. Bună, dragilor, bine v-am găsit. Ce faci, Dodo? Bine, sunt bine, am venit să vă văd, să vă revăd. Ești foarte frumoasă, Bianca, mulțumesc. Astăzi. Mulțumesc, de asemenea, mulțumesc. Bogdan, nu mai vorbesc, că... Oricum ăsta e frate meu pe viață și el e frumos indiferent. Eu v-am ascultat foarte mult piesa acum că mă uit așa în urmă cu vreo, cred că 3 ani, 3-4 ani. Nu mai știu exact. Vreau să zic că sărbătorim 48 de milioane la Pandant și 29 la Șefa Banilor. 48 de milioane de vizualizări, da. Foarte multe. Felicitări, Dodo. Mulțumim. Cum ar veni? Felicitări, felicitări vouă, da, da. Păi și e piesa noastră, ce vrei. Mie și cealaltă, cel mai bun iubit. Cel mai bun iubit cu Iancu, da. Sterb, da, da, da. Dar ce spunea că era Iancu? Nu, plăcea toată partea. Iancu strica partea, dar voi doi... Mie îmi place și partea lui. Mie nu îmi plăcea partea lui Iancu, dar partea voastră, da, chiar foarte, foarte frumoasă. Cum v-a venit ideea să colaborați atunci? Costi, Costi Ioniță, Costi. Da, Costi. Pe vremea aceea eu lucram cu Costi Ioniță și el a decis să facem colaborarea aceasta. Pe parcurs ne-am prietenit foarte tare. Am devenit așa, frate și soră, avem o chimie super mișto. Tu cu Costi Ioniță? Nu, cu tine, mă! Așa, și au urmat altele, au urmat și pe Banilor, după mergeam pe la emisiuni împreună, adică o relație super mișto. Sunteți prieteni în continuare, să înțeleg. Da, 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 da. Dar nu de mai scoateți niciun... Ani. Dacă ați avut acest... Urmează. Să știi că ți-ar putea să nu se știe. Urmează să mai scoatem, într-adevăr. Problema a fost la mine pentru că am avut o pauză destul de lungă, dar mi-am revenit, mulțumesc Domnului, și o să scoatem, o să scoatem. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că n-am mai, gen, n-am mai colaborat cu nimeni, n-am mai putut să mai semnez niciun contract cu nimeni. Și nu din cauza faptului că am avut vreo problemă. Pur și simplu am simțit să iau o pauză datorită generației, datorită lumii în care trăim, pentru că în ziua de astăzi nu prea se mai apreciază sinceritatea, frumosul, artistul adevărat, vocea adevărată, se promovează doar prostii. Și eu nu sunt genul care să fac o prostie doar ca să fiu vedetă. Dar tu ai fost în centrul atenției. Da, am fost, chiar am fost, într-adevăr. Și dar... pe TikTok erai... Da, da, într-adevăr, da. Am greșit din mai multe puncte de vedere, dar na, e o lecție învățată și chiar într-un fel mă bucur că am trecut prin tot ce am trecut ca să... Na. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama de mai multe lucruri. Dar ce anume ai greșit? Faptul că ai avut acea pauză sau a fost o greșeală pe care ai făcut-o? Nu, faptul că m-am îndrăgostit de mică, faptul că nu este o greșeală, nu vreau să mă înțelegeți greșit, faptul că m-am îndrăgostit, pur și simplu, m-am fundat, m-a băgat într-o gaură și... Te-a dat peste cap, de fapt. M-a dat peste cap, da, de tot. Of, dragostea asta. Dacă dă Dumnezeu, poate nu mă îndrăgostesc nici anul ăsta. Doamne ajută. Dar hai să o luăm cu începutul muzicii, să zic așa. Zi-mi, te rog, care a fost primul tău contact cu muzica? Eu am început să cânt de foarte micuță, de la 9 ani, cred. Dar nu am intrat atunci în lumea asta artistică. Atunci, timp de 3-4 ani, cred că am fost prin țară la toate evenimentele posibile. Adică tu știi deja, eu vorbesc cu Bianca, tu, așa? Am fost prin țară pe la toate evenimentele, pe unde mergeam, luam locul întâi, marele trofeu, festivaluri, concursuri, etc. De fiecare dată, de câte ori apăream pe scenă... Tu ai fost și la un concurs televizat. Da, chiar am fost la un concurs televizat pe care l-am câștigat și asta după 3 luni de canto, adică a fost totul foarte repede și am câștigat ediția, da. Dodo, cum ai simțit satisfacția atunci când ai aflat că ai câștigat? Sincer, nu mi-a venit să cred. Eram foarte, foarte micuță, foarte entuziasmată. A fost pentru prima dată când am ieșit pe TV, în fața
oamenilor importanți și așa mai departe. Și a fost o experiență super, super mișto. După aveam puțin așa de faimă acolo la Râmnicu Sărat, de unde sunt eu. Și după am mai participat și la alte emisiuni televizate, na, unde tot așa am ajuns destul de departe, urmând ca apoi să am un contract de colaborare cu Costi Ioniță și să dau peste acest prieten. Deci, eu am fost începutul, gen, nu? Da, da. Wow, wow, ce frumos. Și a văzut succesul, adică... Da. Da, la fost. Mulțumesc că eu mă știu cu succesul și ne cunoaștem, suntem toți. Și chiar am vrut să vă zic... Deci chiar am vrut să vă zic. Deci când m-am cunoscut eu cu Bogdan, el mi-a dat atunci niște sfaturi foarte bune pe care eu nu le-am ascultat. Și ieri când m-am văzut cu el, i-am zis: mai, a avut dreptate, trebuia să te ascult. Deci vreau să recunosc în această emisiune am avut dreptate, da? Că a avut dreptate și are. Nici măcar n-a fost un pariu ceva forțat, chiar. Da. De când aștepta Bogdan să-i dea cineva aceste credite. Nu, dar deci... eu știam, gen, că eu, mi se întâmplă să dau sfaturi bune de obicei. Ascultați ce vă zic eu, că nu vă zic de rău niciodată. Deci prima piesă cântată pe scenă? Pe scenă. Prima piesă când Caroline Costa, Comme on vivre sans toi. Am crezut că să spui Carolina Jambal. Eu așa da. Am zis că spune prima. Zic, nu, e o piesă în franceză. Deci... Poți să ne fredonezi? Că eu nu știu piesa asta. Sunt puțin răguștă. Da, dragă, este. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Mon cœur te cherche, mais mes yeux ne te trouvent pas. Mais comment vivre sans toi si tu n'es plus là? Concrète mon âme, mais comment je s'oublierai pas? Wow. Il merge creierașul lui Bogdan, acum cred că s-a găsit la o... Dacă tot a avut să-și adora cu colaborarea. Știai că e franceză? Nu vine să cred. Deci chiar am simțit. Spune-i mai devreme că ai avut, te-ai îndrăgostit. Adică ai avut o relație. Da. Ai rămas însărcinată, din ce am înțeles. Da, da, da. Ești mămică. Îl are pe Patrick. Da. Îl am pe Patrick, un băiețel de 2 ani și 4 luni. Să-ți trăiască. Mulțumesc frumos. Să-ți trăiască. Sunteți bine, ești... fericită acum? Mulțumim lui Dumnezeu, da. Cea mai importantă pentru noi este sănătatea, pentru că dacă suntem sănătoși, restul le facem. Momentan m-am axat foarte mult, adică momentan, de 2 ani de când îl am pe Patrick, m-am axat foarte mult pe el. Din acest motiv nici nu prea mi-am mai dat interesul pe partea artistică și totodată și din cauza oamenilor care m-au dezamăgit, pentru că e foarte greu ca și femeie să reușești singurică, așa, încet. Și din această cauză am avut și o pauză. Dar suntem bine, suntem bine, sănătoși, suntem fericiți. Ne iubim foarte mult, e totul pentru mine. Și vreau să vă zic că mai îmi doresc o fetiță. Acum? O fetiță, da. Nu chiar acum, mai aștept 3 ani, așa. Să mai crească puțin. De gândit să te reîntorci? A fost o relație? Nu. Sau? Pe scenă, să mai faci, să mai scoți muzică, să mai... Bineînțeles, păi da, eu am zis și o să cred cu tărie în continuare că pentru asta sunt făcută. Eu fără asta, nu știu, nu mă văd făcând altceva, pur și simplu nu mă văd făcând altceva. Și da, o să mă reîntorc pe scenă, chiar zilele trecute am înregistrat o nouă piesă. Am început să colaborez cu dragul nostru prieten, cu Nicola Sax, și pe această cale îl salut, sărut mâna. Bun. Da, da, suntem prieteni de foarte mult timp și de azi înainte el o să se ocupe de mine. Super, vreau să ne întoarcem un pic la viața ta sentimentală, să intrăm un pic în detalii. Vrei să mă faci să plâng? Nu, Doamne ferește, nu. Vreau, de ce să plângi? N-ai de ce să plângi, că ești tânără, ești frumoasă, ești fericită, da. Ai un copil frumos. Vreau să-mi spui dacă tu, în momentul în care te-ai despărțit de tatăl copilului, era însărcinată, nu? Da, cred că aveam 5 sau 6 luni de sarcină. Ok, și nu ți-a fost greu să iei această decizie? Nu mi-a fost greu, deloc. Pentru că eu sunt genul de persoană care rămâne acolo până începe să te urască din tot sufletul. Adică îți accept orice, dar la un moment dat ajung să... E o linie subțire între iubire și ură. Ajung să te urăsc. Înșelat? Da, înșelat, mințit, na. Un cumul, s-au adunat mai multe. Da, s-au adunat mai multe și normal că... Na.
Dodo, știu că imediat după ce s-a născut Patrick, ai declarat că nu îi simți lipsa tatălui lângă el, adică prezența, de fapt. S-a schimbat ceva de atunci? Adică... Nu, nu s-a schimbat deloc. La modul că nu îi simțim lui lipsa, nu avem nevoie de el. Adică nu am avut și nici nu avem, pentru că nu a fost când trebuie lângă noi și consider că nu merită, pur și simplu. Dar o prezență paternă în viața lui Patrick? O prezență paternă în viața lui Patrick a apărut imediat la o lună după ce l-am născut. Da? Da, da. A, de fapt știu despre cine este vorba. Da, da. Ești cu cineva în acest moment? Să zicem. E complicat. Iubești din nou? Da, nu știu ce să zic. Cred că sunt eu prea complicată sau poate că vreau prea mult. Ei, poate încă nu ți-ai dat seama ce simți, pentru că ai trecut și printr-o perioadă mai complicată și inima ta este în dubii, să zic așa, dar ai răbdare să știi că în timp o să-ți dai seama. Da, nu vreau să mă grăbesc, că ăsta este un lucru pe care vreau să-l respect. Nu vreau să mă mai grăbesc deloc, sub nicio formă, vreau să așez toate lucrurile așa cum trebuie să ele așezate. Vreau să mă implic mai mult în ceea ce privește cariera mea, copilul meu, familie și cu relațiile. Dar aceasta dacă nouă piesă are legătură cu viața ta sentimentală de acum? Această nouă piesă? Da, are. Să înțelegem că acum ești singură sau într-o relație? Suntem certați acum, ca să fiu sinceră, dar nu știu ce se va întâmpla. Adică îl iubesc, mă iubește, ne respectăm, îl respect foarte tare pentru că a făcut foarte multe pentru mine și pentru Patrick. Probabil nu știu care e, ceva scârție la mijloc și am decis să luăm o pauză ca să vedem dacă ne este doar unul de celălalt, dacă ne lipsim, dacă se pot rezolva lucrurile, doar suntem oameni maturi și trebuie să discutăm toate lucrurile astea. Apropo de Patrick, mai revin o dată la el, vreau să-mi spui dacă în momentul în care ai rămas însărcinată, cum te-ai simțit de fapt? Care a fost reacția ta știind că adică un copil este o responsabilitate mare și tu erai fix în punctul tău de ascensiune maximă, gen, adică plecai atunci, să zic, te lansai atunci. Cum ai privit vestea? Eu mi l-am dorit foarte tare pe Patrick, din cauza faptului că îl iubeam orbește pe tatălui pe vremea aceea. Și mi l-am dorit enorm de mult, Dumnezeu mi l-a dat. M-am bucurat enorm de tare, cu toate că a fost și este o responsabilitate imensă, dar am noroc cu mama care mă ajută și mă susține foarte tare. Știu. Fără ea nu cred că aș fi reușit să mă împart și cu muzică și cu viața de mămică și probabil aș fi reușit, dar mi-ar fi fost foarte greu. Da. Vrem să, dacă tot ai spus despre copilaș, să vorbim și despre copilăria ta. Sigur. A fost frumoasă, a fost grea? Copilăria mea a fost foarte frumoasă. Am avut o copilărie destul de sărăcuță, să zic așa, pentru că tata muncea în construcții, tata meu a decedat acum 9 ani. 9 ani, mă scuzați, acum 7 ani. Tatăl meu lucra în construcții, era mai mereu plecat, cred că venea de 2 ori pe an. Nu am avut o legătură atât de puternică precum o am cu mama. Mama a fost întotdeauna casnică, a fost cu trup și suflet pentru noi, pentru cele 3 fete a ei. Am avut o copilărie destul de frumoasă. Făceam ce voiam, mă jucam, mă distram. Da, am avut destul de multe lipsuri din cauza banilor, bineînțeles. Dar nu vreau să zic că am fost nefericită. Din contră, am fost chiar foarte fericită pentru că... Ai învățat să te bucuri de lucrurile simple. Am învățat să mă bucur de lucrurile simple, ceea ce fac și în prezent. Adică niciodată nu mi-a plăcut să abuzez, să... Nu știu, să înțelegi ce vreau să zic. Da, e bine, bine că Patrick o să aibă tot ce își dorește. Da. Da, asta îmi doresc, de asta și încerc și mă zbat din răsputeri să reușesc în acest domeniu și să pot să-i ofer ceea ce eu nu am avut. Dar tatăl copilului, gen, te ajută, se interesează, încearcă să ai legătura cu băiatul?
Tatăl copilului a avut momente în care s-a interesat și momente în care nu. El nu este trecut în certificatul de naștere al lui Patrick. Nu am permis acest lucru, nu am avut nevoie, cu toate că toată lumea îmi spunea că trebuie să-ți plătească pensie și că de ce și așa mai departe. Dar eu am considerat că nu este nevoie. Na. Nu mai am nimic cu absolut nimeni, nu am personal niciun fel de problemă, dar nu văd legătura. Pentru că Patrick deja s-a obișnuit și îl iubește. Seamănă cu el un pic? Eleit, tot el. Da. Și ca și caracter, și ca și fizic, toată lumea îmi spune. Cum ai aflat că ești însărcinat? Sau când? Cum ai dat vestea mai departe? Păi mă simțeam destul de rău. Aveam grețuri, arsuri, pofte și așa mai departe. Și când mi-am făcut testul, mi-au apărut două liniuțe pe el. El și am sunat-o imediat pe mama și eram cu telefonul în mână așa cu testul și i-am zis, mamă, sunt gravidă! Și ea genunchise așa șoc, adică nu s-a bucurat foarte tare. Câți ani aveai? 19 ani, da. Dar totodată s-a și bucurat gen, pentru, nu am înțeles-o oricum, după am avut o discuție cu ea și mi-a explicat, gândește-te foarte bine, că și eu îmi doresc un nepoțel și așa mai departe, dar este o responsabilitate foarte mare și cariera și copilul și gândește-te. Dar nu am ascultat absolut nimic și am continuat și uite că... Acum îl ai pe pat. Acum îl iubești mai mult decât pe mine. Păi așa se întâmplă de obicei. Da, auzi, eu am auzit am un zvon de ăsta, cum că tatăl copilului ar fi negat că e al lui și că s-a ajuns și la un test ADN, e adevărat? Nu, s-a ajuns la testul ADN, la un moment dat a zis că l-am înșelat cu Nicola Sachs și că Patrick este al lui. Pur și simplu pentru că eram mai non-stop împreună, știi foarte bine relația noastră, a prietenilor noștri la studio și așa mai departe. Și eram non-stop, adică ieșeam, dar Nicolas cu soția, adică eu cu el, nicio... Măi, dar Patrick chiar seamănă un pic așa cu Nicolas dacă să... Glumesc. Alo, Nicolas! Glumesc. Te sună Georgiana după... Și, deci nu s-a făcut niciun test ADN, nu? Nu. După ce a trecut partea cu despărțirea, el a ieșit public și a spus că tu îl cauți, că vrei să te împaci cu el. Au fost acuzațiile reale la momentul respectiv. Ți-ai dorit să te împaci cu el? Ca să fiu sinceră, în momentul în care a trebuit să-l las pe Patrick și eram în spital, intrasem într-o tranșă, nu știu cum să-ți explic, discutasem și cu mama la un moment dat și i-am zis, mamă, eu nu pot să renunț pentru că eu îl vreau ca tată pentru Patrick. Și mama a zis, fă exact ceea ce simți. Adică eu eram acolo, în spital, în dureri, în ce mai departe și eu mă gândeam să-i mai acord o șansă. Și într-adevăr, da, l-am căutat în spital, am vrut să vorbesc cu el și așa mai departe, dar după am renunțat din nou. Adică doar am comunicat telefonic, da, am născut, bună, bla, bla, bla. El după a venit la spital și a făcut un dita mai tamtamul că, vai domne, că nu mă lasă să fac copilul și că eu sunt un tată îndurerat și bla, bla, bla. Mi-a trimis flori prin asistente și a făcut niște gesturi care m-au deranjat și mi-am luat ia. Te-a deranjat florile? Nu florile, nu florile. Oricum nu le-am primit. Dar... el a făcut mai multe lucruri. Nu vreau să mai discut despre acest subiect. Hai să trecem mai departe. Hai să trecem mai departe. La băiatul cu care ești acum? Sau cu care ești certată? Da. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Ea a pus la un moment dat o story pe Instagram și cu prietenii ei, dintre care eu i-am răspuns și zic, mai fată, dar din câți băieți frumoși ai, nu-mi faci și mie un gagic? Ce n-ai evigenții? Care pe care îl vrei ea? Și eu i-am zis gen așa la Caterinca și zic, uite pe ăsta. Și mi-a scris pe Instagram, eu gen a doua zi trebuia să vin la București, că aveam tot așa treabă cu clipurile, studio și așa mai departe, și nu aveam unde să stau. Și el mi-a zis, uite că am eu câteva apartamente în București, ia ok și du-te și rămâi acolo. Și așa a fost. Și de acolo am ajuns la 2 ani de relație. Wow. Chiar că wow. Cum a reacționat când ai spus de copil? A reacționat bine.
Pentru că la rândul lui și el are un băiețel de 14 ani. Okay. Și era normal să ne acceptăm unul altuia, adică... Dar când ai povestit de fostul tău, adică sunt sigur că ați avut discuții. Da, bineînțeles. Și a fost... Îți dai seama că nu i-a convenit situația, la un moment dat au și fost niște discuții între ei doi, dar s-au rezolvat. Copilul tău, Patrick, este trecut pe numele iubitului? Nu, este pe numele meu. Ioniță, Patrick, Andrei. Nu înțeleg. A fost un zvon. A fost doar un zvon, da. Da, dacă nu vrei să ne spui gen cine este iubitul tău, poți să ne-l descrii în trei cuvinte? Ce mă pui să fac? Ca să-l descriu în trei cuvinte, este foarte înțelegător, foarte respectuos. Și alintat. Ha, ce drăguț. Da. Și mai vreau să mai faci o descriere dacă tot suntem la descrieri. Vreau să o descri pe Dodo de acum 5 ani și pe Dodo de acum. Dodo de acum 5 ani. Dodo de acum 5 ani n-avea nicio grijă. Era o zurlie. Iubea muzica, într-adevăr, muncea foarte mult. Repetam foarte mult și așa mai departe. Cu toate că nici nu mai știu. Ai zis acum 5 ani. 5 ani, da. Da. Da, eram cu muzica. Repetam foarte mult, munceam foarte mult, îmi doream foarte mult să ajung, să evoluez, da. Iar totul de acum s-a schimbat foarte mult. S-a schimbat foarte mult pentru că a venit Patrick. Acum sunt mămică, am responsabilități, nu mă mai gândesc la mine cum mă gândeam înainte, el e pe primul loc întotdeauna. Adică am dăți când iau numai, adică de când a venit eu nu prea m-am mai luat haine și așa mai departe, nu mi-am mai ars. I-am luat numai lui să fie lui bine, să aibă el, că eu... El este prioritatea. Da, el este prioritatea mea. Am înțeles. Am citit bine în presă, vrei să devii mămică din nou cu iubitul actual? Dacă Dumnezeu vrea, de ce nu? Am înțeles. Fetiță sau băiat? Fetiță, ai zis. Fetiță, da. Ai încercat ceva în sensul ăsta? Sau adică faceți ceva în sensul ăsta? Nu am încercat, nu. Încă nu este momentul. Să sperăm că dacă o să fie bine relația și tocmai am zis și mă repet, nu vreau să mă mai grăbesc, nu vreau ca, Doamne ferește, din nou să fac un copil și iar să se întâmple aceeași poveste și mai bine mai aștept decât să... Foarte bine, foarte bine. În sfârșit vedem o Dodo maturizată. Da. Ești mândră de tine. Da, sunt chiar foarte mândră. Și să știi că multe femei îmi scriu și îmi spun că mie nu vine să cred cum de nu ești în depresie sau cum de ești atât de puternică. Și eu întotdeauna le-am spus că chiar mă bucur faptul că am trecut prin o asemenea experiență, pentru că am devenit de fier, puternică, nu mai... Sunt multe femei care au trecut prin ceea ce ai trecut tu. Da. Și îți dau mesaje. Da. Continuă să inspiri, Dodo. Da. Noi îți mulțumim că ai venit aici și ne-ai spus povestea ta. Mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi până la această oră. Dodo. Mulțumesc. Vă mulțumim, Isle, că ne-ați urmărit. Nu uitați, duminică, de la ora 12, avem un joculet foarte interesant care e fiecare dată. Vă pup, o seară frumoasă. La revedere!